Oamenii au venit de la oraș la muntele Semenic să vadă zăpada. E coloana kilometrică de mașini. Nu știu când o nins, dar zăpada e naturală. Și mașina de poliție. Nu știu ce face poliția aici, dar probabil ajută la dirijare. Trageți pe dreapta. Oamenii vor să ajungă cu mașina pe vârful muntelui. Musai. Poliția avertizează că nu se poate. Termos, ceai și cafea. Să ne uși. Jandarmeria montană. Mașini de teren scoate. Cu mașini simple. Mai ales cu cauciucuri de vară. E cam dificil. Na, oamenii sunt gata să riște oricât ca să vadă zăpadă. Tot deranjul și tot drumul ăsta și toate riscurile astea ca să găsești așa ceva pe vârful muntelui. Pare cam nejustificat. Sane e ca la țară. Da, vântul e ca iarna. Dealul e ca la mine, la Pepeni. Dar din miile de călători veniți cu mașinile, câțiva cei mai vizitatori au urcat pe vârful muntelui. Pe jos! Ha ha ha!
Germania. Nu pe acolo, pe dincoace. Și încolo interesant. Dar pe dincoace am lăsat mașina, nu? Hai înapoi. Am mai cucerit un vârf. Nici nu știu cum îl cheamă, dar arată frumos. Hai, da, hai. Ai lăsat Sania. Hai, Sania. Cu Sania pe vârful muntelui, asta da aventura copilării. Trebuie să ai noroc de așa aventură. Nu mulți părinți se încumete. Sau copii din capul lor. Ieșiți copii din casă. Nu neapărat la zăpadă, dar cu zăpada e fain. Munții Semenic, în vestul României. Asta ți-am pus înapoi, frate. Trebuie iară să-mi găsesc creștile. Orășenii se înghesuie, fac coadă să ajungă la munte. Chiar în a doua zi din an vor să vadă zăpadă. La Timișoara, la Reșița, la Caransebeș n-au zăpadă. Așa că vin la Semenic. Chiar dacă drumurile sunt sparte, înzepezite, periculoase, câte nu faci pentru o poză faină pentru Instagram. Dacă nu ești pe Instagram, nu ești deloc. Și nu dăm. Zici unul care este și pe Twitter, și pe Instagram, și pe YouTube, și mai ales pe Facebook. Am făcut poze și pe aici. Da, să-mi pun de asta, wall, sau cum îi zici. Wallpaper. Nu wallpaper. Așa să fie dezghețat și fără zăpadă. Cred că acum suntem mai mult de 1000 în înălțime, nu? Da, nu cred, da. Noi ne-am ajuns 3 km la 1400, cum ai zis tu, da? 1450 și 24. Nu, dar era 3 km, nu la deal, exact. Dar am înțeles că munții ăștia cresc cu câțiva centimetri pe an. Eu și Kenny. Da, vine peste 1000 de ani. Că sunt minți. Vine peste 1000 de ani și n-ai poți urca așa de înalt așa. O să fie de Himalaya. A să intri așa. Și albastru frumos, măi. Și mestie și conifere și tot ce vrei.